Din motive de siguranță medicală legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Argeș anunță noi măsuri referitoare la pensiile de invaliditate. Astfel, în ceea ce privește cazurile noi, expertizarea medicală nu va presupune prezența fizică a solicitantului la cabinetul de profil, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise. În cazul pensiilor de invaliditate, cererea pentru expertizarea medicală a capacității de muncă completată și semnată împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Județeană de Pensii sau prin intermediul serviciilor poștale, fizice sau electronice. Pe cerere, obligatoriu, se va menționa numărul de telefon în vederea comunicării numărului de înregistrare. Cererea tip se găsește pe site-ul instituției, pagina principală. După expertizare, deciziile medicale vor fi transmise solicitanților cu confirmare de primire prin poșta română. Reamintim că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză medicală, plata acestor pensii fiind continuată. Deci acești pensionari își vor primi pensiile în continuare. Referitor la certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență, se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.